te drept și te odihnesc, mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor, și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, Împăratul Cerurilor de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție ne rugăm, Părintele Celui fără de început și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului și de obiință și de viață Făcătorului Tău Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de fire, ci trupul să desfacă în cei din care a fost alcătuit, iar răsfătul să se așeze în ceata dreptilor. Așa Dumnezeu să-L ierte. Trupul lui îl dezleagă în cei din care a fost alcătuit, iar răsfătul îl înduiește în corpul Sfinților. Așa Doamne Dumnezeul nostru, care da Sfintelor Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici din iubire de oameni, ne-ai dăruit această putere de zleagă-l pe adormitul robul tău Dumitru, de păcatul sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în darul de acum și în cel ce va să fie. Înainte rugăciunile preacurate și purura Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților. Amin. Domnul spus de cei care n-au știut doar din auzite și care au dorit să fie prezenți la slujba înmormântării Domniei sale, să se roage pentru dânsul, să aprindă o lumânare acolo, în dreptul celor adormiți, așa cum este normal, așa cum este firesc. Iubiți credincioși, pentru Domnul Danilă, toți cei care au fost în preajmă, i-au fost de mare ajutor. În ultimile clipe, și nu numai din momentul în care s-a îmbolnăvit, dar și înainte de aceste probleme ale dânsului, Domnul Danilă a fost înconjurat cu multă dragoste, cu multă delicatețe, cu multă înțelegere, cu multă înțelepciune de către familie, de către doamna Luminița, de către fiice, de Ioană, de Alina, de cine, de Mihai, de Dragoș, de părinți, și nu în ultimul timp de familia Topor, familia soției surorii sale, care i-au fost alături atât la bine cât și la rău. Și este mare lucru, iubiți credincioși, să știi că atunci când cineva este într-un moment delicat, trebuie să fii lângă el și trebuie să-l ajuți cu sfaturile, cu fel de fel de probleme materiale și cu rugăciunea, în primul rând. Lui Dumnezeu, Împărăția Cerurilor,
iertarea păcatelor lui. De la Hristos, Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, se cere. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odina dormitului robului tău, Dumitru, și ție slavă și înălățăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ia. Hristoase, Dumnezeul nostru, fie slavă Lui, Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ia.